Vreau să vorbesc despre un subiect extrem de important și despre acela subiect a vorbit Domnul Iisus imediat ce a început să propovăduiască. Am în față niște versete care sunt puse într-o anumită ordine și aș vrea ca argumentele care le spun să fie bazate pe Scriptură. Și vreau să încep așa. După ce a vorbit în vechime părinților noștri, prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. Ne spune că Evrei 1:1-2. După ce a vorbit în vechime Dumnezeu părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și multe chipuri, adică în multe feluri, în multe moduri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Deci, nu avem nevoie ca altcineva să ne vorbească sau nu avem nevoie ca Dumnezeu să ne vorbească prin altcineva, prin proroci sau să ne vorbească prin preoți sau să ne vorbească prin vedenii neapărat sau să ne vorbească prin lucruri prin care Dumnezeu ne-a vorbit la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul. Prin Domnul Iisus, zice, după ce a vorbit în vechime prin proroci, acum, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul. Și Tatăl spune, Matei 3:17 zice, și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea mea. De El să ascultați. Dumnezeu ne vorbește prin Fiul la sfârșitul acestor veacuri și El însuși spune din ceruri când l-a trimis pe Fiul, zice, acesta este Fiul meu, în care îmi găsesc plăcerea mea. De El s-a ascultat și Dumnezeu ne mai spune ceva. Psalmul 2, de la 10 la 12. Acum, dar împărați, purtați-vă cu înțelepciune. Luați învățătură judecătorii pământului, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați cinste Fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă. Ferice de toți cât se încred în El. Tatăl îl trimite pe Fiul și în același timp ne spune, acum purtați-vă cu înțelepciune. Luați învățătură, judecătorii pământului, de la Fiul, fiindcă Eu îl trimit. Domnul Iisus zice, Psalmul 2:7, Eu voi vesti hotărârea Lui, zice unsul. Căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Ioan 3:34. Cine crede în Fiul are viața veșnică. Dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Cine crede pe acela pe care Tatăl l-a trimis, cine crede mesajul pe care Domnul Iisus îl spune, mesaj pe care Tatăl i l-a dat Domnului Iisus să-l spună, cine îl crede, are viață veșnică. Dar cine nu crede acest mesaj care vine din partea Tatălui rostit prin Fiul, cine nu-l crede, nu zice că vine peste el mânia lui Dumnezeu, ci zice că rămâne peste el mânia lui Dumnezeu. Fiindcă peste orice om care încă nu l-a cunoscut pe Domnul Iisus, încă nu s-a pocăit de păcatele lui și încă nu este născut din nou, peste el este mânia lui Dumnezeu. De aceea a venit Domnul Iisus să ne salveze. Și acum, Tatăl l-a trimis pe Fiul, a spus, este Fiul meu prea iubit, ascultați de El, credeți în El. Și după aceea, Matei 4:17 ne spune așa, mesajul. Iisus a început să propovăduiască și să zică, ascultați mesajul din partea lui Dumnezeu. Mesajul pe care Tatăl a dat Fiului, du-te și spune. Iisus a început să propovăduiască și să zică, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Cu toții știm că să ne pocăim înseamnă să ne pare rău, să simțim durere pentru lucrurile rele, să ne întoarcem de la ele și să le lăsăm. Dar în primul rând aici ne spune, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Din ce cauză? Care este cauza principală pentru care noi trebuie să ne pocăim, să ne depărtăm de lucrurile rele și să le căutăm pe cele bune? Care este cauza pentru care noi trebuie să părăsim toate păcatele? Împărăția cerurilor se apropie. Se apropie împărăția lui Dumnezeu și în împărăția lui Dumnezeu nu va exista niciun lucru păcătos. Niciun lucru pe care noi, dacă îl facem astăzi și este păcat înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu a zis ce-i păcat și ce noi, în împărăția lui Dumnezeu, când va veni împărăția lui Dumnezeu, fiindcă ea nu poate fi oprită, ea vine. De aceea zice, să vă pară rău de păcatele voastre, căci vine împărăția lui Dumnezeu, se apropie. Și Domnul Iisus ne zice ceva. Ioan 12. Versetul 44 și de la 47 la 49. Iisus a strigat.
Cu privire la acest mesaj, exact ceea ce am spus înainte, de la cine vine mesajul? Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Domnul Iisus zice, Iisus a strigat, cine crede în mine, nu crede în mine, ci în Cel ce m-a trimis pe mine. Dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec, căci eu nu am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine osândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi eu ziua de apoi, căci n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis. El însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Domnul Iisus ne arată clar că cine nesocotește porunca Lui, cine nesocotește cuvintele Lui, nesocotește pe Dumnezeu, căci Dumnezeu L-a trimis pe El. De aceea, Domnul Iisus ne spune din partea Tatălui, căiți-vă de relele voastre, dați-le la o parte, că se apropie împărăția Lui Dumnezeu, împărăție în care nu va exista păcat. În adevăr, unii au auzit despre Dumnezeu și vom vedea imediat ce atitudine au luat ei. L-au cunoscut pe Dumnezeu sau ce se poate cunoaște despre Dumnezeu și vedem cum s-au comportat. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinoveți, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte. Și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Aceia care știu că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul, zice, nu l-au slăvit, nu l-au primit ca Dumnezeu, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite, s-au folit că sunt înțelepți și au nebunit. Și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și turitoare. Romani 1, 22, 23. Astfel, au ajuns plin de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, uritori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, adică nu țin cuvântul, fără dragoste firească, nu au nici acea dragoste care ar trebui să o avem toți oamenii, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Dumnezeu le spune, faceți aceste lucruri, aceste păcate... Și Dumnezeu le spune, pocăiți-vă, căiți-vă de ele, fiindcă se apropie împărăția lui Dumnezeu. El poruncește oamenilor să se lase de aceste lucruri. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutinde să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netegodită prin faptul că l-a înviat din mort. Dumnezeu poruncește. Dumnezeu nu ține seama de momentul în care n-ai știut, ci îți poruncește să te lași de toate păcatele. S-au numărat înainte anumite păcate, curvie, viclenie, înșelăciune, porniri răutăcioase, șoptitori, bârfitori, fără dragoste firească, călcători de cuvânt, născocitori de rele, neascultători de părinți. Dumnezeu spune... Lasă-te de ele. Dumnezeu zice, pocăiește-te, căiește-te de ele, fiindcă El poruncește. El poruncește. Mă, încă în Marcu, capitolul 1, versetul 24, niște demoni zicea așa, un duh necurat. Ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și a zis, taci și ești din omul acesta. Vedem cum Domnul Iisus îi schimbă glasul către aceia care, evident, sunt în întuneric. Zice, taci și ești din omul acesta, a spus Duhului necurat. Dar la fel, Domnul Iisus va schimba glasul față de aceia care i-au nesocotit numele. Și Duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere, scoțând un strigăt. Toți au rămas înmărmuriți. Așa se întrebau unii pe alții. Ce este aceasta? O învățătură nouă? El poruncește ca un stăpân. Și duhurilor necurate și ele îl ascultă. El poruncește ca un stăpân. Domnul Iisus a venit și a poruncit. Din cauza Tatălui. Datorită Tatălui. Tatăl i-a spus, du-te și spune. Și el s-a dus, a venit și ne spune, pocăiți-vă. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Coloseni 3:8. Lăsați-vă, dar lăsați-vă acum de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. S-a împlinit vremea
și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, credeți cuvintele Domnului Iisus. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Acea împărăție care vine, zice, nu știți că cei nedrepți, cei care fac lucruri nedrepte, nu este drept față de Dumnezeu să o păcătuim. Zice, nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idol, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici ceilacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Acum, curvar știm ce înseamnă. Închinător la idol poate să fie, poți să te închini la televizor sau poți să te închini la o femeie sau poți să te închini la un idol de piatră sau la icoană. Preacurvarii știm foarte bine că înseamnă, este vorba despre adulteri. Știm foarte bine ce înseamnă curvia, relația sexuală dintre un bărbat și o femeie care nu sunt căsătoriți. Zice aici nici malahi. Un cuvânt care poate prea puțin îl înțelege în cuvântul original în limba greacă, malachi, care înseamnă masturbare. Și poate spuneți, dar și ăsta e păcat? Vedem foarte bine că Cornilescu a tradus destul de bine acest lucru. Tot ce are de-a face cu contextul sexual sunt perechi în adunările creștine, fiindcă la ei ne referim în primul rând, care sunt prieteni și au curvit înainte să ajungă la căsnicie. Și Dumnezeu spune, pocăiește-te. Sunt persoane care au intrat în relații și se sărută, au atingeri și așa mai departe, lucruri necurate care fac între ei. Și Dumnezeu îi spune, pocăiește-te că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Totul a făcut Dumnezeu în contextul căsniciei. Și Dumnezeu spune, nu știți că cei nedrept nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Curvari, da, aceia care se masturbează. Lacomii, aceia care mintea lor este doar la mâncare. Ne spune nici hrăpăreții sau lacomii de avere. Nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Cei ce trăiesc în asemenea lucruri și nu le pasă. Aceia care zic, le fac, mă mustră conștiința cumva, dar n-am nicio teamă. Aceia nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, fiindcă nu știu cine este Dumnezeu. Spălați-vă, deci, și curățiți-vă, luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul. Isaia 1:16. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, îndreptați-vă căile și faptele. Dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezeii străini și astartele. Îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui. Efeseni 5. Curvia sau orice alt fel de necurăție sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care este un închinător la idol, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Niciunul n-are parte de împărăția lui Dumnezeu care vine. Chiar dacă acela care este născut din nou, împărăția lui Dumnezeu este înăuntru lui. Dar, în primul rând, sunt mulți în bisericile noastre care nu sunt născuți din nou și trăiesc în toate aceste păcate. Ei spun, nu curvesc, dar am văzut pe prietena mea aproape întreagă cum arată. Nu curvesc, dar am ajuns la nu știu ce lucruri și așa mai departe. Necurății sau nu curvesc, dar mă masturbez sau ne masturbăm, după cum se întâmplă în anumite relații. Și Dumnezeu zice, nu veți moșteni împărăția lui Dumnezeu, că cei ce se tem de Dumnezeu, cei ce sunt născuți din Dumnezeu, dacă ar face acele lucruri, ar rămâne îngroziți. Ar fi la fel ca David și ar spune, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate înaintea ta. Ar apăsa mâna lui Dumnezeu asupra lor, dar n-apasă nicio mână asupra lor. Știu că fac acele lucruri și n-au nicio teamă, dorm liniștiți. De aceea, pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Cei ce fac asemenea lucruri și nu le pasă, nu sunt mântuiți. Ascultați, Eremia 7, 9 și 10. Cum? Furați, ucideți, preacurviți, jurați strâmb. Sau spuneți neadevărul. Aduceți tămâie lui Baal, mergeți după alt Dumnezeu pe care nu-i cunoașteți. Și apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea în casa aceasta peste care este chemat numele meu și ziceți, suntem izbăviți ca iară să faceți toate aceste urăciuni? Galateni 6:7. Nu vă înșelați. Voi care faceți aceste lucruri,
Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și se cera. Pocăiți-vă dar și întorceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți. Râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Matei 3:8, Iacov 4, 8 și 9. Oamenii nu se tânguiesc și nu se plâng pentru păcatele lor. Nu-i doare sufletul, fiindcă nu sunt născuți din nou. Cine face această chemare? Domnul Iisus face această chemare la pocăință. Domnul Iisus ne poruncește să ne pocăim, să ne lăsăm de aceste lucruri, fiindcă vine împărăția lui Dumnezeu. Pentru cine? Pe cine cheamă? Cine are nevoie de pocăință? Luca 5:32. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, pe cei drepți, ci pe cei care sunt păcătoși. Și toți suntem păcătoși. S-a dovedit că și toți suntem sub păcat. Toți ne-am născut în păcat. De aceea toți avem nevoie de această pocăință. Și nu numai că avem nevoie, Dumnezeu ne poruncește. Fie că simte inima noastră, fie că nu simte, noi trebuie să ne lăsăm, fiindcă vine împărăția lui Dumnezeu. 1 Timotei 1, 9 și 10. Că știm că legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fără de lege și neșupuși, pentru nelegiuiți și păcătoși, pentru cei fără evlavie, adică care n-au o închinare adevărată înaintea lui Dumnezeu, pentru cei necurați, da, aceia în contextul sexual, unde au atingeri și așa mai departe. Zice, legea este pentru astfel de oameni. Astfel de oameni condamnă legea. Pentru ucigătorii de tată și ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni, aceia care fac avort, pentru curvar, pentru sodomiți, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoși, pentru cei ce jură strâns și pentru orice este împotriva învățăturii sănătoase. Pentru ei este pocăința. Pentru noi toți care avem un păcat este pocăința. Dumnezeu ne poruncește să ne plângem păcatele, fiindcă vine împărăția lui Dumnezeu. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. În timp ce noi umblăm după lucrurile pământești și facem aceste păcate, noi suntem în vrăjmășie cu Dumnezeu. Aceia care nu sunt născuți din nou și trăiesc în aceste păcate sunt vrăjmași ale lui Dumnezeu. Și faptele firii pământești sunt cunoscute. Și sunt acestea. Preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu! Cei ce trăiesc în asemenea lucruri și nu le pasă, nu îi doare sufletul, îi mustră conștiința un pic și nu au nicio problemă, zice, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, fiindcă ei nu sunt născuți din Dumnezeu, fiindcă am mai spus, cei ce sunt născuți din Dumnezeu, îi doare sufletul atunci când păcătuiește și nu poate să doarmă, nu poate să aibă pace până nu își mărturisește păcatul. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, că ai știut că n-ai știut. Poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Fapte 17:30. Roman 2:4-6. Disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduințe și îndelungii lui răbdări? Nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Adică faptul că încă n-ai murit și ești mai rău decât mulți care au murit deja. Faptul că faci atâtea păcate care Dumnezeu le urăște și nu ești în iad, nu-i oare bunătatea lui Dumnezeu pentru tine? Zice, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Deci faptul că încă ești viu și n-ai ajuns în iad și alții care au zis clar, au fost mai buni decât tine, au murit și au ajuns în iad, nu vezi ca o bunătate din partea lui Dumnezeu? Zice, bunătatea lui te îndeamnă să te căiești, să te pocăiești de păcatele tale. Și după aceea pune balanța. Dar, bunătatea, dacă nu ți-a folosit bunătatea și Dumnezeu te îndeamnă prin bunătatea lui să te pocăiești, zice, dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adună o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării drepte judecății ale lui Dumnezeu care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Adun mai multă mânie. Fiindcă nu-ți pasă de lucrurile pe care Dumnezeu a poruncit, nu-ți pasă de păcatele care sunt împotriva esenței lui Dumnezeu, împotriva sfințeniei lui Dumnezeu. Haideți să vedem ceva interesant. Afirm că nici minunile nu neapărat vor face ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Dacă ai vedea vreo minune, nu te întoarce neapărat la Dumnezeu. Poate că da, sau poate nu, sau foarte probabil să nu. Iudeii, în adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune. 1 Corinteni 1:22. Iudeii cer minuni.
Dacă ai vedea minuni, tot nu te-ai pocăi. Nu ai nevoie să aștepți să vezi vreo minune ca să te pocăiești. Dumnezeu îți poruncește să te pocăiești. Haideți să vedem câteva lucruri. Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile Lui, pentru că nu se pocăiseră. Domnul Iisus, care este Dumnezeu în persoană, a făcut în anumite cetăți mai multe minuni ca în celelalte și Domnul Iisus zice, a început să mustre cetățile în care a făcut cele mai multe din minunile Lui, pentru că nu se pocăiseră. Vai de tine, Horasime, a zis El. Vai de tine, Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi coborât până la locuința morților? Căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, i-ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. Mulți dintre oamenii care sunt în biserici au văzut minunea lui Dumnezeu mergând cu două picioare și tot nu s-au pocăit. Mulți dintre ei au văzut bunătatea lui Dumnezeu față de viețile lor, știind că Dumnezeu le urăște păcat într-o anumită măsură și tot nu s-au pocăit. Poate spui, nu, n-am nevoie de minune, dar am nevoie să-mi vestească Evanghelia cel mai mare proroc care a călcat pământul. Nici așa nu te-ai pocăit. Nici așa nu te-ai pocăit. Dacă ar veni cel mai mare om al lui Dumnezeu care a călcat pământul vreodată și ți-ar vesti Evanghelia, tot nu te-ai pocăit. Ascultați argumentul. Împărăteasa de la miază zi se va scula în ziua judecății alături de bărbatul acestui neam și va osândi pentru că i-a venit de la capătul pământului să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Dacă n-aș fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat. Dar acum le-au văzut și m-au urât și pe mine și pe tatăl meu. Bărbații din Ninive se vor scula în ziua judecății alături de neamul acesta și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Unul mai mare decât Iona, unul mai mare decât orice proroc ne-a propovăduit Evanghelia. Dacă nu-L crezi pe Domnul Iisus Hristos, acela care este trimisul lui Dumnezeu, nu-L crezi pe Dumnezeu. Dacă El îți poruncește, pocăiește-te și îți poruncește să te pocăiești și tu spui, nu vreau lui Dumnezeu, îi spui, nu vreau să mă pocăiesc. De aceea, nici minunile, nici înțelepciunea, felul oricum ar fi să privești, nici dacă ar veni însuși Domnul Iisus în persoană, tot nu te-ai pocăit, tot nu ți-ar părea rău acea durere de inimă, de suflet pentru păcatele tale. De aceea nu trebuie să aștepți nimic ca să te lași de toate păcatele tale, fiindcă vine împărăția lui Dumnezeu. Haideți să vedem că nici chiar moartea nu va face pe oameni să se pocăiască. Nici chiar suferința nu face neapărat ca oamenii să se pocăiască. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge l-a amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, tot veți pieri la fel. Sau cei 11 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Acei oameni au văzut cum se întâmplase, ce se întâmplase cu acei oameni, că au murit. Mulți au văzut că alții mai buni decât ei mor. Și acești oameni puneau întrebarea, oamenii ăștia oare au fost mai răi din pricină că au murit? Domnul Iisus le spune nu, ci dacă nu vă pocăiți, veți pieri la fel, fiindcă erau la fel de răi. De aceea, ține minte bine, alții care sunt mai răi decât, mai buni decât tine, au murit înaintea ta. Continuă. Zice, oamenii ăștia au fost mai răi? Nu. Oamenii care au murit înaintea ta au fost mai răi decât tine? Nu. La fel de răi. De aceea spune, dacă nu te pocăiești, vei pieri la fel. Luca, capitolul 13, de la 1 la 5 s-au găsit aceste versete. Numeri 25, de la 1 la 4. Israel locuia în Sitim și poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. Domnul a zis lui Moise, strânge pe toate căpeteniile poporului și spânzură pe cei vinovați înaintea Domnului, în fața soarelui, pentru ca să se întoarcă de la Israel mânia prinsă a Domnului. Unii dintre voi ați curvit și ascultați și a zis Domnului Moise să facă aici, strânge pe căpeteniile poporului și spânzură pe cei vinovați. Să nu fiți închinători la idol ca unii dintre ei. După cum este scris, poporul a șezut să mănânce, să bea sau scula să joace. Să nu curvim cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Să nu ispitim pe Domnul că l-au ispitit unii din ei care au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, toți aceștia au fost mai păcătoși decât toți ceilalți, pentru că au pățit astfel. Eu vă spun, nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Dacă nu te pocăiești, vei pieri. De aceea a zis,
fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, să n-ajungă în iad, ci să aibă viață veșnică. Dar dacă insiști să rămâi în păcatele tale, vei pieri și vei avea parte de mânia lui Dumnezeu. El a venit să ne salveze și ne poruncește: lăsați-vă, curățiți-vă mâinile păcătoșilor, dați la o parte tot ce e păcătos în viața voastră și veniți spre mine, fiindcă ce este Isaia 59? Nu mâna Domnului e prea scurtă ca să mântuiască, ci păcatele voastre pun un zid de despărțire între mine și voi. Păcatele noastre îl face pe Dumnezeu să ne urască, să ne dăm, să se dea la o parte de noi, să nu ne asculte. De aceea, dacă nu-ți pasă de păcatele tale, ține minte bine că Dumnezeu le urăște. Dumnezeu urăște trăirea ta în păcat și Dumnezeu urăște tot ce-i păcătos. Ba încă Psalmul 5:5, Dumnezeu zice că urăște pe cel ce trăiește în păcat, nu numai păcatul lui. Oamenii nu s-ar pocăi chiar dacă s-ar întoarce cineva din morți. Multă lume spune, dacă ar veni cineva din morți să ne spună, nici așa nu te-ai pocăi. Deci tu, care ești din adunare, sau poate că nu ești din adunare, și dacă ar veni cineva dintre morți, care a murit dintre familiarii tăi, poate mama ta, și ți-ar spune, uite, m-am întors de la Dumnezeu, pocăiește-te, tot nu te-ai pocăi. Și Domnul Iisus ne dă argumentul. Pe când era El în locuința morților, vorbește despre bogatul și Lazar, pilda pe care Domnul Iisus a dat-o. Pe când era El în locuința morților în chinuri și a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și a zis lui Lazar și pe Lazar în sânul lui. Bogatul a zis, rogu-te dar, părinte Avram, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Părinte Avram, a zis el, și dacă se va duce la ei cineva din mort, se vor pocăi. Bogatul a spus, dacă se întoarce, același argument care l-a dat el fiind în locuința morților, același argument îl dă oamenii din ziua, dar să se întoarcă la noi cineva din mort. Ascultați ce i-a răspuns Avram. Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți. Zice bogatul, se vor pocăi dacă se va duce cineva la ei din mort. Și Domnul Iisus spune, nu. N-aștepta să vină cineva la tine din morți. A venit Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și îți poruncește să te pocăiești. Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni mânie. Apocalipsa 2:21. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască. Există un timp care Dumnezeu dă tuturor oamenilor să se pocăiască. Dar va trece și acel timp. Vedem că suferința extremă n-au făcut ca mulți să se pocăiască. Dacă citim în Apocalipsa 9:20-21, zice așa, ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste orgii, nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine dracilor, ci idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor. Ne spune că acești oameni au văzut cum alții mureau, au văzut mânia lui Dumnezeu și nu s-au pocăit să se mai închină la icoanele lor. Nu s-au pocăit să se mai închină la toți idolii lor pe care îi aveau. Nu s-au pocăit de uciderilor lor, de vrăjitoriile lor, de curvia lor, de furtișagurile lor, de pomenile lor. Îmi spunea cineva odată, așa a lăsat Dumnezeu pomana. Zic, Doamne, n-a lăsat Dumnezeu pomana. Dumnezeu interzice acest lucru. Și nu s-au pocăit, au văzut mânia lui Dumnezeu și tot nu s-au pocăit. Ce aștepți să vezi? Mânia lui Dumnezeu venind peste această lume ca să te pocăiești? Nici atunci n-ai siguranță. De aceea astăzi trebuie să te pocăiești. Apocalipsa 16, de la 9 la 11. Și oamenii au fost dogoriți de o arșiță mare și au hulit numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii. Și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. Văzut puterea lui Dumnezeu și l-au hulit. La așa extrem ajunge inima omului și așa va ajunge inima ta dacă nu te pocăiești. Al cincelea a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei și împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii își mușcau limbile de durere și au hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele lor. Acești oameni erau în chinuri grozave și nu s-au pocăit. Nu era nimic în ei care să-i facă să le fie teamă de Dumnezeu sau să se căiască, să le pară rău de păcatele lor. Acea durere care se simte în suflet pentru păcat, n-au simțit-o niciodată. De aceea au avut de-a face cu mânia lui Dumnezeu. Oricare dintre noi care nu se pocăiește, Dumnezeu poruncește, dă-i la o parte orice păcat din viața ta. Apocalipsa 21:8. Dar cât despre fricoși, necredincioși,
aceia care nu cred cuvântul lui Dumnezeu. Nu cred că Dumnezeu ne spune că e păcat să te închini la icoane, să faci pomeni și așa mai departe. Scârboși, ucigași, curvari, aceia care curvesc, vrăjitori, închinătorii la idol și toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Dumnezeu, din pricină că ne iubește, l-a trimis pe Fiul Său. Și ne-a spus, pocăiți-vă, că se apropie împărăția lui Dumnezeu. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Adu-ți aminte cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Așa spune Dumnezeu unui om care deja este pocăit, care deja este mântuit, dar se joacă cu păcatul. Zice, adu-ți aminte cum ai primit. Adu-ți aminte cine este Dumnezeu. Adu-ți aminte că împărăția lui Dumnezeu se apropie. Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Și fapte 26:18, Dumnezeu mai poruncește ceva, să se întoarcă de la întuneric la lumină, de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Și vedem ce au făcut oamenii care s-au pocăit. Vedem în fapte ce au făcut oamenii care s-au pocăit când au auzit despre păcatele lor, au văzut că trăiau în ele și au spus, Doamne, nu vrem să mai trăim în ele, să apropie împărăția ta și tu ești vrednic să fii cinstit. Fapte 2:37-38. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au auzit lui Petru și celorlalți apostoli. Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Acum, zice Pavel, 2 Corinteni 7, de la 9 la 10, acum mă bucur nu pentru că ați fost întristați. Eu m-aș bucura nu din pricină că am spus anumite lucruri grozave pe care Dumnezeu le va face cu oamenii. Nu m-aș bucura ca Dumnezeu să trimită oameni în iad, oameni pe care îi cunosc sau oameni din familia mea. Și Pavel spune, mă bucur că ați auzit lucrurile rele, mă bucur că ați auzit aceste păcate pe care Dumnezeu le urăște, mă bucur că ați auzit despre această purtare care este odioasă, care este urâtă înaintea lui Dumnezeu. Și zice, acum mă bucur că ați fost întristați, mă bucur că v-ați gândit la calea voastră și vă pare rău, v-ați întristat, vă doare sufletul. Și Pavel zice, mă bucur. Și zice, mă bucur nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a dus la pocăință, adică durerea care a simțit-o pentru păcat v-a făcut să vă pară rău de păcate, căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu. Da, este o întristare, o durere care este după voia lui Dumnezeu și așa trebuie să fie cu fiecare dintre noi. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. Pe când întristarea lumii aduce moartea. Avem nevoie, aceia care nu sunteți mântuiți, de acea întristare care să vă ducă la pocăință, aceia care nu se întristează pentru păcatele lor, care nu-i doare inima pentru păcatele lor, păcate care sunt scrise clar în Scriptură, care nu-i doare inima. E clar că n-au nicio pocăință, fiindcă Domnul Iisus a zis, faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Nu să ziceți, noi suntem creștini, mergem la biserică. Zice, faceți, dați roade vrednice de pocăința voastră. Dacă te doare sufletul pentru păcate și le părăsești, arăți că ești spre calea mântuirii. Dar dacă zici, mă doare sufletul, ești încă în întuneric. De aceea Dumnezeu poruncește să se întoarcă de la întuneric la lumină, de sub puterea satanei la Dumnezeu. Și să primească prin credința în mine iertare de păcate. Dumnezeu să vă ajute ca să vă pocăiți și să înțelegeți că această pocăință este urgentă, fiindcă împărăția Lui se apropie. Amin.